fain și simplu. Prezentat de Jack Bank. Relațiile sunt vindecătoare și că în relații găsim, de fapt, vindecare pentru suferința noastră. Studiile ne și spun de altfel că dacă investim în relațiile noastre, trăim cu până la 8 ani mai mult decât dacă nu am face asta. Eu nu sunt tu și tu nu ești eu și nu trebuie să gândim la fel, să simțim la fel și să fim la fel pentru a fi într-o relație sănătoasă pe termen lung. Tăcerile pot fi mai periculoase decât certurile? Cred că da. Tăcerile cred că întârzie vindecarea. Totul este conectat și suntem un sistem exact ca în natură. Rar se întâmplă să vedem în natură animale singuratice care toată viața supraviețuiesc în singurătate. Am învățat de-a lungul timpului că supraviețuim sau că ne e mai bine în relații. Deci, practic, când eu sufăr, creierul meu eliberează oxitocină și oxitocina îi spune minții mele, du-te, caută pe cineva cu care să-ți împarți suferința. Dacă sunteți mai mulți, e mai ușor de dus. Dacă sunteți împreună, vă poate fi mai bine pe termen lung. În contexte de suferință ale celorlalți, mergem și le spunem, gândește-te că o să fie bine. Doamne, deci în contextul în care eu sufăr, să mă gândesc că la un moment dat îmi va fi bine. Eu voi veni și îți voi spune, cred că treci printr-o perioadă grea și eu sunt aici alături de tine. Nu-ți spun că o să fie bine, nu știu. Eu nu cred nici în masculinitate toxică, cât nici în feminism dus la extrem. Mi se pare periculoasă orice extremă. Eu nu cred că natura funcționează prin extreme. Băieții au mult mai mare nevoie de suport emoțional decât fetele. Pentru că fetele fac asta intuitiv. Asta e cel mai greu pentru un părinte. Să stea alături de copilul lui și să îl lase să sufere. Să-l lase să doară pentru a putea să crească. Podcastul de săptămâna asta nu e doar o invitație la o conversație caldă, e și o invitație la o cafea rece alături. Ne este aproape în acest episod lor, cu toate aromele bogate de cafea din capsulele de aluminiu lor. Pentru cei care preferă o cafea intensă, experți în gust de la lor vă recomandă un espresso rece sau un espresso tonic, iar pentru cei care preferă o aromă mai blândă, temperată, lor propune rețete de la cappuccino rece până la frappuccino sau cafea cu înghețată de vanilie. Pentru toate ideile de cafea, pregătite repede cu capsulele lor, compatibile cu aparatul vostru Nespresso, o să vă las în descrierea podcastului un link unde puteți explora gustul seducător al rețetelor de cafea rece lor. Iar ca să vă bucurați de capodopera gustului, sfatul meu personal și sincer e că în loc să puneți zahăr, să încercați să puneți acest podcast în cafea. Cum spuneam, la o conversație caldă, precum cea care urmează, merge o cafea rece lor. Descoperă lumea fascinantă a aromelor bogate, culori espresso sau cappuccino rece. Explorează gustul seducător al rețetelor de cafea rece cu capsule lor, create pentru a se potrivi aparatului tău Nespresso. Lor, o capodoperă a gustului. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Și ce bucurie este acest episod, reîntâlnire cu unul dintre invitații voștri preferați, Raluca Anton. Un episod în care o să facem un ghid al relațiilor în niște vremuri în care pare că lumea e din ce în ce mai puțin dispusă și capabilă de relații sănătoase. Așa că sper să vă bucurați la fel cum m-am bucurat eu de reîntâlnirea cu Raluca Anton, care între timp, de la primul podcast Fain și Simplu până astăzi, a reușit să lanseze și prima ei carte despre care o să vorbim tot în podcast. Dar până atunci vreau să vă împărtășesc o bucurie interioară nemărginită. E unul dintre visurile pe care nu le-am împărtășit cu nimeni, dar astăzi știu că acest vis se va împlini. Cu o zi după ziua mea de naștere, pe 15 octombrie, vă aștept să sărbătorim împreună prima întâlnire și prima conferință a comunității Fain și Simplu. Am visat asta încă de la primul episod de podcast, să transformăm discuțiile de aici, de la masă și din biroul meu, în ceva mult mai mare, într-o întâlnire față în față cu publicul Fain și Simplu și cu oamenii voștri preferați. Tocmai de aceea, pe 15 octombrie, într-unul dintre cele mai frumoase lăcașuri din această țară, Ateneul Român, organizăm această conferință
pentru care sunt tare bucuros că au răspuns prezent și vor fi pe scenă profesorii Constantin Dulcan și Alexandru Vrad Ciurea, un neurolog și un neurochirurg cu 10 de ani de experiență, cu vorbe blânde și cu foarte, foarte multă știință și cunoștință, vor fi pe scena Ateneului Român la evenimentul Fain și Simplu. De asemenea, li se alătură și profesorul doctor Luca Anton, invitata mea de astăzi, alături de Paul Olteanu. Va fi o conferință în care vom vorbi despre creier și suflet, nu creier versus suflet, o conferință de unde ne vom aduna de la acești invitați valoroși foarte, foarte multă informație și resurse pentru viața noastră. E ca și un podcast pe care îl facem față în față, cu invitații despre care v-am vorbit pe scenă și cu voi pe scaunele de la Ateneul Român. Așadar, dacă doriți să ne vedem pe 15 octombrie, biletele sunt deja disponibile pe site-ul bilete.fainsisimplu.ro. Asta este destinația, vă las link și în descriere și o să vorbesc în conversația de astăzi cu Raluca Anton mai multe despre această conferință la care mi-aș dori tare mult să ne vedem. O conferință la care puteți să veniți, să ascultați, să puneți și întrebări direct pe scenă, să socializăm și tot ceea ce facem, ăsta este darul pe care mi-l doresc de ziua mea, e să ajutăm cauza organizației pentru care sunt ambasador în România, Hope and Homes for Children. Mai multe detalii pe fainsisimplu.ro. Am în fața mea pe cea care este omul momentului, ca să zic așa, probabil cea mai bine vândută carte din ultima vreme în România, o carte mult așteptată și de mine personal, dar simt că și publicul a îmbrățișat-o încă din primele zile de la lansare, autorul cărții Terapie 1-1 cu sinele tău, psihologul dr. Luca Anton este din nou la Fain și Simplu. Bine ai venit, Luca! Bine te-am găsit! Doamne, tu știi cât am visat să zică cineva vreodată chestia asta despre mine? Psiholog doctor? Nu! Omul momentului! Ah, da, și cu cartea și cu cea mai bine vândută carte. Nu vine să cred că sunt eu. Suntem la nicio săptămână, înregistrăm episodul ăsta după lansarea ta și așa bucurie am avut în momentul în care mi-ai zis că în primele 24 de ore cartea asta s-a vândut în mii de exemplare. Nu știu dacă poți să zici cât, dar... Așa este. S-a epuizat un tiraj în 24 de ore. Așa. A fost o surpriză, cred că, pentru fiecare dintre noi. Pentru că așa meriți. Mulțumesc. Și așa mi-am și imaginat că ar trebui să fie prima ta carte. Da, e disponibilă în continuare, nu? Da, este disponibilă în continuare. Adică ei s-au mobilizat foarte repede. Cei de la Bookzone au făcut o treabă extraordinară. Mie nu mi-a venit să cred că oamenii au comandat cartea joi dimineața și vineri dimineața aveau cartea în mână. Așa că este disponibilă în continuare. Se tot tipărește pe măsură ce se vând din ele. Și se vând și se dăruiesc cărțile astea și inclusiv pe mine m-a stăguit în momentul în care v-a ajuns cartea acasă. Puteți să o comandați în continuare pe bookzone.ro, nu? Da. Știi că eu am citit cartea și abia acum, înainte de înregistrare, am citit mulțumirile. Nu știu de ce am sărit peste ele și îți mulțumesc că mi-ai mulțumit aici. Printre toți cei cărora le-ai mulțumit, de la familie, la oamenii care te-au ajutat, cu care ai colaborat, ai scris și lui Mihai Morar pentru propulsia mediatică ce a avut drept consecință publicarea acestei cărți. Eu ți-am spus că eu cred că ești nașul acestui produs. Nu vrei să crezi când zic asta, dar eu cred că dacă n-ar fi fost podcastul pe care l-am înregistrat împreună, cred că eu nici n-aș fi avut, de fapt, curaj să scriu această carte. Văzând reacția oamenilor la podcastul acela, a fost momentul în care am zis, ok, poate că ar fi timpul să pun gândurile pe care le am pe foaie. Așa că... Să știi că nu o să... Podcastul ăsta nu este... cartea asta în format audio, adică vreau să ducem discuția plecând de la cartea asta înspre o zonă care ție foarte dragă și în care ești foarte competentă. Tu ești terapeut relațional, nu? Da. Una dintre specializările tale și neapărat mi-am dorit în sezonul ăsta un episod despre relații. Și din poveștile pe care le-am avut în ultima vreme cu
o sumedenie de prieteni și cu ceea ce mi-a arătat realitatea în ultimele luni, mi se pare că suntem într-un punct în care nu doar planeta e în pericol, ci și relațiile. Da. Cred că asta se întâmplă de multe ori atunci când trecem prin situații dificile, prin situații de criză. Nu vedem faptul că relațiile sunt vindecătoare și că în relații găsim, de fapt, vindecare pentru suferința noastră, ci de cele mai multe ori relațiile și spațiul relațional încasează suferințele pe care noi le avem. Și în momentul în care vom putea să schimbăm acest mecanism și să vedem, de fapt, că acolo găsim soluții pentru suferințele noastre, acolo găsim apropiere, acolo găsim conexiune, cred că vom trăi mult mai sănătos pe termen lung. Studiile ne și spun de altfel că dacă investim în relațiile noastre, trăim cu până la 8 ani mai mult decât dacă nu am face asta. Și sunt studii care au măsurat acest fenomen pe multe cupluri și pe mulți oameni. Deci cred că e ceva ce în momentul acesta, mai ales dacă ne uităm la nivel mondial, ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă, de fapt. Că și o să vorbim și despre masculinitatea toxică și despre feminitatea toxică, ce înseamnă ea și despre, citeam în documentarea pentru episodul ăsta, individualismul toxic. Până una alta, vreau să-ți mai mulțumesc pentru un lucru, pentru carte și pentru faptul că, uite, chiar alături de tine anunțăm pentru prima oară în podcast prima întâlnire, prima conferință offline a podcastului Fain și Simplu, prima întâlnire a comunității Fain și Simplu, care se va desfășura pe 15 octombrie la Ateneu Român, așa am zis și evenimentului, Fain și Simplu la Ateneu, unde mă bucur tare mult să fi acceptat, să fii printre speaker, printre invitați. Mie mi se pare magic că vom fi acolo comunitatea, de fapt, da. Apropo de relații, știi? Uh-huh. Acolo, acela va fi spațiul pe care îl vom împărți cu toții și cred că asta se va simți foarte tare în seara respectivă. Eu am tare mari emoții pentru că vreau să văd dacă această comunitate chiar există dincolo de spațiul ăsta virtual în care ne tot învârtim de aproape 2 ani de zile, în care tot vorbim și asta va fi examenul. Pe 15 octombrie la Ateneu Român, să știți că între timp s-au pus biletele în vânzare, un eveniment care își deschide porțile, mă rog, deschidem ușile Ateneului la ora 16, sâmbătă 15 octombrie și o să țină până pe la orele 22, să se termine cu un concert violoncelissimo, o să fie și parte de socializare în foyerul Ateneului Român și o să fie două serii de discuții foarte faine, una cu Raluca Anton și Paul Olteanu și a doua cu profesorul dr. Constantin Dulcan și profesorul dr. Academician Alexandru Vlad Ciurea. Așa am simțit că ar fi bine să fac arhitectura asta primului eveniment. Chiar dacă sunteți diferiți, voi toți cei pe care o să vă invit pe scena Ateneului, cred că armonie este cuvântul care va caracteriza evenimentul ăsta. Cred că simplu fapt că suntem diferiți, de fapt, descrie o sănătate relațională, știi? Că asta este ceea ce spunem și noi în relații. Că o relație devine sănătoasă în momentul în care putem produce diferențiere. Adică ne dăm seama că eu nu sunt tu și tu nu ești eu și nu trebuie să gândim la fel, să simțim la fel și să fim la fel pentru a fi într-o relație sănătoasă pe termen lung. Așa că tare m-aș bucura să ne vedem live pe scena Ateneului. Noi doi sigur suntem acolo cu noi Paul. Noi doi sigur și cu Paul și cu profesorii Dulcan și Ciurea. Sunt vreo 700 și ceva de locuri doar. Repet, puteți să și socializați cu invitații mei, să le puneți și, va exista și secțiunea de întrebări. Dar asta se va întâmpla pe 15 octombrie, a doua zi după ziua mea. Cred că e cel mai frumos cadou pe care mi l-am făcut de petrecere cu de toți ziua mea. Acolo. Abia aștept. La Ateneu, nu visam. Raluca, am avut atât de vorbit la începutul acestui podcast, încât simt că ar trebui să ne scufundăm în conversație și eu mi-am făcut niște notițe aici pe cartea ta. Tu vorbeai despre cum
existența noastră se formează în jurul unor elemente ce compun viața însăși. Relațiile, iubirea, prietenia, performanța, moartea, libertatea, siguranța, independența, banii, averea, bogăția, pământurile, familia, etc. Și noi, în prima întâlnire, am vorbit despre povestea noastră care vine dinainte să ne fi noi născut, despre moștenirea transgenerațională, despre cât de important este să ne cunoaștem povestea și cartea asta chiar vă ajută să și are și exerciții în a vă cunoaște povestea. E cumva un fel de cutie neagră, povestea noastră. Nu știu dacă ai văzut serialul de pe Netflix. L-ai văzut? Nu l-am văzut. Deci este un serial pe Netflix, cred că turcesc, se numește Un alt sine, Another Self. Am început să mă uit la el, da. Și la începutul acestui serial, exact așa se descrie povestea noastră, ca o cutie neagră, indiferent cât e de lovită, de rostogolită, în cutia aia neagră, din cutia aia neagră, n-ai cum să ștergi informațiile. Așa este. Ăștia suntem noi. Cutia neagră. Chiar uitați-vă la serialul ăsta, nici eu n-am apucat să-l termin, dar e foarte fain și e o continuare bună a primului nostru podcast. E, din cutia asta neagră, a noastră, noi trebuie să fim capabili să construim relații toată viața. Cum am ajuns în punctul ăsta de analfabetism relațional? De parcă nu știm de unde să... Suntem incapabili de relații. Cred că foarte mult relațiile au fost privite de-a lungul timpului ca fiind ceva tranzacțional. Suntem împreună pentru că avem niște lucruri de împărțit unul cu celălalt sau de pus la un loc unul cu celălalt. Și să știi că așa, istoric, de foarte puțin timp se vorbește despre iubire, dragoste, îndrăgostire. Uh-huh. Și apoi, odată cu toate experiențele pe care noi le-am avut de-a lungul timpului, am învățat în relații că mai degrabă trebuie să ne protejăm și să avem grijă sau nu știm niciodată cum se întâmplă lucrurile în relații. Dar ce știm este că fiecare dintre noi trebuie să ajungem într-o relație, să ne căsătorim și să avem copii. Sunt niște mesaje puternice cu care noi ajungem adulți. Ce se întâmplă însă în toată povestea asta este că ne îndrăgostim, avem aceste credințe că noi trebuie să ajungem într-o relație și să avem copii și să dăm mai departe istoriei ceva, însă între aceste două elemente nu vine nimeni să ne spună ce se întâmplă. Ok, dar cum te îndrăgostești? De ce te îndrăgostești? De cine te îndrăgostești? De ce nu ne îndrăgostim același? Eu de ce nu mă îndrăgostesc de soțul prietenei mele? De ce nu m-am îndrăgostit de el? Dacă el e atât de minunat cum l-a văzut prietena mea, eu de ce nu m-am îndrăgostit de el? Deci, practic, aici putem să ne dăm seama că, ok, deci se întâmplă ceva în mintea noastră ce construiește o hartă sau un algoritm a felului în care intrăm în relații. Apoi, pasul următor este să ne întrebăm, ok, dar de ce ajungem să ne certăm? Adică dacă ne-am iubit atât de tare, de ce ajungem în situații de conflict? Ce se întâmplă în momentul respectiv? Și apoi ajungem să discutăm despre faptul că nu știm să menținem relațiile pe termen lung. Cu toate că creierul nostru, sistemul acesta nervos e fascinant. Dacă stăm să ne uităm la fiecare piesă pe care natura a pus-o cap la cap, în momentul în care suntem în situații de stres, creierul eliberează oxitocină. Oxitocina e un hormon social. Un hormon de stres social, dar e un hormon social. Asta ce înseamnă? Că atunci când eu trec prin situații dificile, în momentul în care am o situație de stres, creierul meu eliberează oxitocină. De ce? Pentru că am învățat de-a lungul timpului că supraviețuim sau că ne e mai bine în relații. Deci, practic, când eu sufăr, creierul meu eliberează oxitocină și oxitocina îi spune minții mele, du-te, caută pe cineva cu care să-ți împarți suferința. Dacă sunteți mai mulți, e mai ușor de dus. Dacă sunteți împreună, vă poate fi mai bine pe termen lung. Deci creierul face chestia asta în mod natural. Doar că ne lipsește acea bucată de puzzle între impulsul de a merge și a căuta pe cineva alături de care sau împreună cu care să-mi împart suferința și cum, aia e bucata care lipsește, cum să-mi împart suferința respectivă astfel încât să ajung într-un punct mai sănătos decât eram înainte. Și cumva crezi că suntem într-un punct în care suntem din ce în ce mai puțin dispuși să împărțim suferința altora? Suntem, pentru că ne este teamă să facem chestia asta și ne e teamă să ne vulnerabilizăm în relații. Eu când vin să-ți spun despre suferința mea, mă vulnerabilizez. Și noi știm chestia asta, că oamenii vin și spun, ai grijă ce spui celorlalți, că lucrurile acestea pot fi folosite împotriva ta.
Și atunci, dacă eu și cresc cu un astfel de mesaj, cel mai probabil suferința va fi păstrată pentru mine. Doar că asta, ce face? Îl îndepărtează pe celălalt de mine. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că mai avem încă ceva în creier. Avem multe lucruri. Acum, eu nu sunt eu specialistul în domeniul acesta, dar sunt câteva elemente pe care le-am studiat de-a lungul timpului. Avem acei neuroni oglindă, care ce fac? În momentul în care eu vin cu suferință înspre tine, chiar dacă eu nu-ți spun despre suferința mea, creierul tău, pentru că are neuroni oglindă, procesează, analizează mimica facială, postura corpului, tonul vocii, toate aceste elemente care nu au nevoie de cuvinte, și creierul tău își dă seama că eu sufăr. Dar dacă eu nu vin să îți adaug cuvinte și poveste în legătură cu ceea ce tu vezi, cel mai probabil vei simți, nu mă vei simți autentică, că tot folosim asta în ultima vreme, sau nu vei înțelege ce mi se întâmplă, sau vei simți că e ceva în neregulă, dar nu vei putea spune ce este în neregulă. Și asta este ca un clivaj, o ruptură mică în relația noastră. Se întâmplă ceva ce nu, simți că nu e la locul potrivit. Dacă eu fac chestia asta repetitiv și nu vin să-ți împărtășesc ceea ce mi se întâmplă, e o ruptură, coruptură, 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 care la un moment dat e o prăpastie. Și apoi puntea pe care trebuie să o construim de pe un mal pe altul necesită foarte multe resurse. De asta e important să înțelegem cum funcționăm din perspectiva relațiilor. Și este despre sistemul nervos, este despre cum funcționează atât de firesc. Natura umană. Natura umană. Deci, așa cum am spus, cum ai spus, trecutul nostru contează foarte mult în cum construim relațiile, dar pe de altă parte cred că sunt și o grămadă de factori ai prezentului care influențează relațiile de acum. Și aș vrea să vorbim puțin despre asta. Ce crezi că ne face în momentul ăsta din ce în ce mai puțin capabil de relații? Din factorii ăștia externi ai prezentului? Cred că sunt multe variabile. Pe de o parte, un lucru la care mă gândesc este că noi trăim într-un context de foarte puternică impredictibilitate. A fost pandemia, războiul, acum criza financiară, nu știm ce urmează să se întâmple. Iar în momentul în care noi trecem prin momente dificile din punct de vedere social, ni se activează anxietate, ne este teamă. Și atunci fiecare dintre noi avem niște mecanisme de adaptare în situații de stres. Fiecare am învățat să facem câte ceva. De cele mai multe ori ajung, de exemplu, în relații de cuplu sau în relații apropiate, oameni care au, culmea, mecanisme diferite de a face față aceluiași stresor. De ce facem chestia asta? Pentru că într-o comunitate avem nevoie de tot felul de tehnici de supraviețuire. Am nevoie și de adaptările tale, și de adaptările celuilalt, și de adaptările mele, ca noi, ca grup, să supraviețuim. Și atunci creierul a creat inclusiv acest fenomen de apropiere, știi chestia aia, că te îndrăgostești de cineva care nu ți este similar, care e diferit de tine. Contrariile se atrag. Exact. Extremele se atrag. Toate lucrurile astea sunt validate de știință și de meseria noastră până la urmă. Dar ce se întâmplă este că noi ajungem într-un grup oameni cu mecanisme diferite de a face față aceleiași situații, lucru sănătos în sine, dar nu știm cum să gestionăm acele mecanisme diferite. Și pe mine mă enervează reacția pe care tu o ai într-o anumită situație. Îți dau un exemplu să fie mai ușor. Apropo de contrariile se atrag, am dat de mai multe ori exemplul acesta în cursuri. Unul dintre mesajele pe care eu le-am auzit, am și povestit despre asta în carte, pe care le-am auzit de-a lungul timpului, este că trebuie să fac. Eu nu stau. Când avem o problemă, ne organizăm și suntem oamenii practici care rezolvă lucrurile. Deci să vezi, m-am îndrăgostit de un om care are mecanismul opus. În momentul în care noi intrăm într-o situație dificilă, în context familial sau în context dar trebuie să luăm o decizie, răspunsul soțului meu de foarte multe ori este: nu, stai numai o secundă să vedem. Ritmul pe care el îl are pentru mecanismele mele de coping e mult prea lent. Eu nu pot să stau. Mie îmi trebuie soluția acum. Eu am nevoie acum să știu ce se întâmplă. Și el vine și îmi zice: te prea grăbești, ești repezită. Stai puțin, că s-ar putea să iei decizii greșite într-un context în care dacă stăm puțin, rezolvăm lucrurile. Sigur, și el pe povestea lui. El a avut nevoie foarte mult să stea, să se uite în jur, să vadă ce se întâmplă, cum se întâmplă, să își clarifice povestea de viață. E foarte frumos când ne-am îndrăgostit, pentru că eu veneam cu organizarea, cu protocolul, el venea cu relaxarea, și... dar în momentul în care am ajuns în situații dificile, aceste mecanisme diferite de adaptare, care vin din povestea noastră de viață, ne-au dat foarte mari bătăi de cap, pentru că aveam de rezolvat o problemă și fiecare rezolva aceeași problemă în modul propriu.
acum, după ani și după analiză, are foarte mare sens de ce fiecare reacționam cum reacționam. Dar ce ne mai lipsește multora dintre noi, pe lângă înțelegere, când avem înțelegerea a ceea ce se întâmplă, este că nu știm ce să facem după ce înțelegem. Ok, am înțeles că tu funcționezi altfel față de mine. Și acum, ce facem după ce am înțeles chestia asta? Și aici se introduce un alt fenomen foarte interesant al spațiului relațional. Eu când țin cursuri, desenez un cerc și îi rog pe oameni să-și imagineze relația de cuplu sau relația de prietenie și să pună un X acolo unde cred că sunt ei în spațiul relațional. Și apoi să pună un X unde îi vede pe ceilalți, unde îl vede pe celălalt. Îl văd mai în centru, îl văd peste tot, în toată încăperea, îl văd stând pitit într-un colț. Fiecare dintre noi avem o astfel de reprezentare mentală. Dacă noi am sta acum cu toții și am desena un pătrățel care ar însemna o încăpere privită de sus și ne-am gândit la relațiile noastre, fiecare ne-am așezat pe noi și pe oamenii din familia noastră undeva în încăperea respectivă, din perspectiva spațiului sau mișcării în spațiului respectiv. De exemplu, soțul meu, apropo de exemplul pe care l-am dat mai devreme, în această încăpere, el stă undeva într-un colț și așteaptă. Din perspectiva mecanismelor mele de apărare, eu ce fac în acest spațiu? Sunt peste tot. Eu ocup spațiu, eu colorez. Deci nu că ești în centru, ești peste tot. Pot să fiu și în centru, mi-mi place aia cu a fi în centru, dar sunt fie în centru, dar eu rezolv, eu vă spun, sau mă plimb peste tot să găsesc soluții și vorbesc și cu tine și vorbesc cu celălalt și vorbesc cu soțul meu și încerc să caut soluții la problema asta. Acum, care este rezolvarea în toată povestea asta? Mișcarea noastră în spațiul relației este o adaptare. E cum am învățat noi să facem față situațiilor prin care am trecut de-a lungul timpului. De cele mai multe ori, eu am nevoie să mă retrag, să nu mai ocup atâta spațiu, astfel încât să-i las și lui loc să vină în spațiul relațional, pentru că eu ocupând atât de mult spațiu, el nu mai are unde să vină, pe bună dreptate stă acolo. Exact așa cum și el are nevoie, eu am nevoie ca el, în anumite momente să vină să zică, ok, preiau eu situația asta, e în regulă. Nu-i nevoie să faci nimic, ca eu să mă pot retrage apoi. Asta înseamnă de fapt că începem să vindecăm relațiile noastre. Îmi înțeleg povestea, înțeleg cum mă mișc în relațiile mele și apoi încep să fac ceva ce mă doare. Pentru că dacă eu nu mă mai mișc în relația respectivă, mă tem că eu așa am învățat să am control, fiind peste tot. Și aici este creșterea noastră, aici începem să vindecăm în relații. Noi spunem așa că relațiile pe care noi le avem la vârsta adultă vin să ne ofere oportunitatea de a vindeca suferințele din copilăria noastră. Deci ăsta e un foarte bun prim exercițiu din această conversație, să vă desenați acest spațiu relațional și să-i așezați pe cei din familie. Și care sunt modelele greșite într-o relație funcțională? Eu nu cred că aș vrea să vorbim despre modele greșite. Cred că fiecare dintre noi ne găsim într-o combinație în povestea asta și ne identificăm. Deci ideea e să mergi tu către spațiul celuilalt, da, dar și să aștept să vină. Loc, da, și să las loc celuilalt să vină. Știi că m-am gândit foarte mult, conversându-mă cu prieteni care au probleme în relații. M-am gândit foarte mult, se tot vorbește, să nu ai așteptări într-o relație, dar cred bine că e din ce în ce mai greșit teoria asta, pentru că n-ai cum să nu ai așteptări. N-ai cum, în momentul în care ne îndrăgostim de cineva, de fapt, noi de ce ne îndrăgostim? Noi ne îndrăgostim de o hartă, pe de o parte, dar avem o hartă a relațiilor, cum sunt oamenii din jurul meu și, pe de o parte, ne îndrăgostim de cunoscut, știu, cunosc ceva din individul respectiv, pentru că asta îmi produce siguranță, mă îndrăgostesc de ceva ce cunosc, pentru că mă face să mă simt în siguranță, dar în același timp mă îndrăgostesc de necunoscut, pentru că ăla e misterul și asta mă atrage la celălalt, adică mă îndrăgostesc de ceva ce eu nu am, ceva ce mie îmi lipsește. Automat, în momentul în care eu intru într-o relație, eu intru cu aceste așteptări inconștiente, ca omul din fața mea să mă surprindă de fiecare dată când am nevoie, dar în același timp să mă păstreze în siguranță, așa cum am simțit, poate în anumite momente, siguranța, sau așa cum aș avea nevoie să o fi simțit. Deci nu toate nevoile tale într-o relație trebuie spuse, unele trebuie și așteptate, fără să le spui.
partenerului. Cred că se întâmplă să intrăm în relații așteptând îndeplinirea unor nevoi, dar vindecarea vine vorbind despre ele. Uh-huh. E extrem de important să vorbim despre lucrurile astea. Știi, chestia aia pe care de foarte multe ori auzim când lucrăm cu cupluri, da? Dar trebuie să știi cum vreau să fiu iubită. Nu, de cele mai multe ori te va iubi cum are el nevoie să fie iubit. Și invers. Și e important să punem pe foaie lucrurile astea. Și asta înseamnă relații conștiente. Și dacă un cuplu merge la terapie și la terapie sau în discuțiile lor la finalul zilei, fiecare dintre parteneri spune nevoile. Și nici așa nu primește așteptările de la celălalt. Ce mai e de făcut? Păi hai să luăm așa. Pentru că emisiunea asta nu e despre, neapărat despre cum construim relații, ci despre cum stăm în relații. Tu ai expresia asta pe care o să stai cu tine. Asta cu tine înseamnă și asta într-o relație. Da. Hai să le luăm organiza. Primul pas ar fi să îți înțelegi tipologiile relaționale din care vii. Cum s-au înțeles părinții tăi? Cum se certau? Când se certau? Și pornind de la această analiză, tu să stai să te gândești, ok, dacă ar fi să mă gândesc acum la mine, cu mintea de adult, sau să mă gândesc, oare ce aș fi avut nevoie atunci, copil fiind, și oamenii ăștia n-au știut să mi ofere, n-au știut, n-au putut, n-au avut povestea lor, ce aș fi avut nevoie? Aș fi avut nevoie să nu mă simt singură, aș fi avut nevoie să mă înțeleagă cineva, aș fi avut nevoie să mă asculte și pe mine cineva, aș fi avut nevoie să fiu în siguranță, aș fi avut nevoie să-mi spună că sunt competentă. Și dacă stăm să facem această analiză, putem fiecare dintre noi să ne răspundem cât de cât aceste întrebări. Ce este această nevoie cu care noi venim? O vulnerabilitate a noastră. E ca o vânătaie pe care o port sub haine. Omul de lângă mine vine cu toată dragostea și bunele lui intenții să mă îmbrățișeze și în timp ce mă îmbrățișează mi-apasă vânătaia. El nu știe că e acolo, dar eu zic, au, mă rănești, mă doare că faci lucrul ăsta. Și eu zic, eu n-am vrut să te fac să suferi. Cum, dar nu știi că mă doare, că am vânătaia? Nu știu. Nu are cum să-ți vadă nevoile. Nu are cum să-ți vadă vulnerabilitățile pentru simplul fapt că este într-o relație cu tine. Nu trebuie neapărat să-și înțeleagă întreaga ta poveste de viață. Este responsabilitatea ta să-i o împărtășești și să-i spui, uite, data viitoare când vii să mă îmbrățișezi, să știi că am o vânătaie aici și aș vrea, dacă se poate, să nu mă strânge atât de tare în brațe, că mă doare. Nu e responsabilitatea lui, asta este un mit al relațiilor. Că tu trebuie să știi, tu trebuie să înțelegi, tu trebuie să vezi toate lucrurile astea prin simplul fapt că te-ai îndrăgostit de mine. Și ăsta e primul pas. Următorul pas este să analizăm cum ne comunicăm aceste nevoi, că nu prea știm să facem asta. De cele mai multe ori ne comunicăm nevoile într-o situație de conflict, certându-ne, ridicând tonul sau ignorând, evitând situația. Eu sunt o mare evitantă. Eu într-o situație de conflict, eu nu știu ce să fac. Nu știu, eu mă blochez acolo. Rămân înmărmurită și aștept să treacă. Lucru care, sigur, pe moment nu creează un conflict, așa creează iluzia faptului că, uite, suntem bine, noi nu ne certăm. Dar e la fel de disfuncțional ca și cum aș urla la celălalt. Deci nu ești o pacifistă, ci pur și simplu eviți. Da, sunt speriat, eu nu știu cum să... Dar de unde vine evitarea asta? Eu nu i-am văzut pe părinții mei certându-se și am apreciat foarte mult lucrul ăsta și în continuare apreciez faptul că au avut această abilitate de a discuta despre lucrurile lor dificile în intimitatea cuplului lor. Însă, pe de altă parte, eu nefiind expusă acestor contexte, cred că multă vreme am fost ținută într-o bulă, din punct de vedere a interacțiunilor relaționale. Nu știu, interesează pe cineva, dar asta și povestea mea, eu nu i-am văzut pe ei mei certându-se. Tocmai de aia evit situații conflictuale, da. Și de aici foarte multe, inclusiv chiar azi povesteam despre chestia asta cu o altă tehnică pe care am descoperit că o folosesc în diverse momente, în situații de tensiune, este că răspunsurile pe care le ofer sunt fluide, așa, volatile, știi? Poți să crezi, să nu crezi, știi, nu știi, de fapt nu zic niciodată ceva concret, de teamă că lucrul acela concret ar putea să ducă la o escaladare a conflictului sau ar putea să fiu respinsă sau ar putea să fiu, nu știu, neacceptată într-o anumită situație și atunci în așa fel îmi construiesc discursul încât orice poate să fie interpretat în... Și asta este o adaptare pe care eu am învățat-o de-a lungul creșterii mele pentru a-mi îndeplini nevoile,
Fiecare dintre noi avem astfel de povești. Sigur, nevoia mea este mai degrabă în zona aceasta de competență, de a fi văzută ca fiind suficient de deșteaptă și de abilă și competentă în meseria mea. Unii dintre noi avem nevoie de a ne simți în siguranță, iubiți, văzuți, apreciați. Unii dintre noi avem nevoie în zona asta de identitate, de cine sunt eu, care e povestea mea. Fiecare avem acolo niște nevoi neîndeplinite, dar e important să stăm să le înțelegem, pentru că le aducem în spațiul relației noastre și pornim, apropo de așteptări, cu așteptarea ca celălalt să le vadă, să le înțeleagă, să le cunoască și să facă în conformitate, să se comporte în conformitate cu acele nevoi. Ori și omul acela are aceeași poveste și el vine acolo cu niște nevoi neîndeplinite, cu niște speranțe, cu niște dorințe. Dacă noi nu vorbim despre lucrurile astea în momentul în care nu suntem activați, că vorbim când ne certăm sau când ne respingem unul pe altul, cel mai probabil vom trăi în ceea ce noi numim în psihologie relații inconștiente. Nu sunt conștient de ceea ce se întâmplă acolo, dar pe pilot automat, și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că oamenii așa trăiesc. Pe pilot automat, sunt furioși, își duc viața și la un moment dat totul se încheie, nu-i trist? Tu vorbești în cartea asta, Terapie 1 la 1 cu sinele tău, vorbești la un moment dat despre mantra familiei. Cât contează asta în relațiile de mai apoi? E una dintre mesajele astea care se bat cap în cap, știi, contradictorii. Apropo de ne îndrăgostim de cineva care are o tipologie diferită, cel mai probabil și mantra familiei s-ar putea să fie diferită. Această mantra este mesajul central cu care tu călătorești în viață, lucruri care țin de identitate, de identitate, competență, siguranță. Și contează mult pentru că, fără să ne dăm seama, ne impactează în deciziile pe care le luăm de foarte multe ori. Eu, cu unul dintre mesajele mele centrale, noi nu renunțăm, noi nu facem lucrurile. Cum zicea bunicul tău, dacă ai intrat în horă, joci. Dacă intri în horă, joci. De foarte multe ori am ajuns în pragul acela de oboseală și de a împinge limitele mele, dar și ale celorlalți din jur, mult prea mult, fără să fie nevoie. Și trag pe oamenii ăștia după mine, de foarte multe ori mă gândesc la chestia asta apropo de ai mei. Eu am foarte mare suport din partea părinților mei, a soțului meu, a fiicei mele, nu vine să cred că spun asta, dar de multe ori stau să mă întreb, toate oamenii ăștia au de ales? Știi, și acum cu cartea m-am gândit când i-am văzut la lansarea cărții acolo în față. Eu, de fapt, nu le-am dat de ales. Ei n-au putut și să spună. Și aveai așteptări să fie acolo. Da, aveam așteptări să fie acolo, aveam așteptări să mă susțin exact așa cum și au și nu doar așteptări, ci și nevoie. Da, da. Aveam nevoie să-i văd acolo. Nu i-am întrebat, dar pentru voi cum e chestia asta, situația asta? Evident că nu cred că mi-ar fi spus vreodată că nu vor și... Uh-huh. Am văzut bucuria lor acolo. Dar cât de interesant, de fapt, uite, într-o situație ca asta, un mesaj atât de puternic înrădăcinat are impact asupra relațiilor. E adevărat, dar pe de altă parte, mantra asta a familiei, în cazul tău, dacă ai intrat în horă, joci, nu lăsăm lucrurile neterminate. Ți-aș ajutat foarte mult. Sigur, că e moneda cu două fațete, de fapt. Scopul nu este să nu mai folosim aceste mesaje. Scopul este să le înțelegem și să învățăm să ne mișcăm în viața noastră pornind de la azi. Pentru că eu îmi dau seama de multe ori că sunt prea mult pentru cei din jurul meu. Cam atât de mult influențează relațiile din timpul vieții de adult mantra asta a familiei. Chiar vă invit să citiți cartea și să descoperiți care e mantra voastră. Ai aici o poveste despre Maria. Și Maria poate să, cred că e multiplicată... Sunt mai multe Maria. Sunt multe Marii în România. Și o să citesc puțin din cartea ta. Maria era martoră la aceste momente, atât în casa bunicilor, cât și în casa unde locuia cu părinții ei. Frica cea mare a mamei Mariei era să nu intre și ea într-o astfel de relație, o relație abuzivă, da? Cu violență, asta a văzut Maria când era mică. Frica mamei Mariei era să nu intre și ea într-o astfel de relație și a susținut-o mereu să învețe bine, astfel încât să poată fugi cât mai departe de acolo. Și Maria a reușit. A reușit să plece și să nu intre într-o relație abuzivă. Cum a reușit? Învățând să nu intre în nicio relație. A fost mereu singură. Un alt mesaj pe care l-a extras din povestea ei este: bărbații îți fac rău. Asta da. E o altă mantră de familie. Da. Bărbații îți fac
rău. Ai grijă, nu știi niciodată ce ți se poate întâmpla. Tot o poveste a unei alte mării, vorba ta, e tot pe mesajul acesta de abuz și atenție și grijă la aceste mesaje, doar că e o altă poveste în care Maria aceasta, despre care ai spus-o acum, i-a investit foarte mult în viața ei profesională și a văzut relațiile ca fiind periculoase, pe care nu le pot gestiona, nu știu ce să fac cu ele, unde am control asupra propriei vieți, ce înseamnă propria viață, înseamnă viață profesională. Job-ul. Și acolo merg. Sigur că a ajuns într-un punct în care a început să se întrebe dacă asta este tot. O altă Maria, apropo de mesajele acestea atât de puternice, ea a primit aceste mesaje fără să fie martoră la violență în familie. Dar bunica ei, e un caz pe care l-am povestit acolo, a trăit într-un context de viață extrem de dur, în care și-a pierdut tatăl pe front, mama rămânând cu mai mulți copii, neputând să se întrețină, s-a recăsătorit cu un domn care, sigur, abuz de alcool, îi bătea pe frații fetei, frații bunicii, da? Era de bunica cea despre care povestesc acum. Mama, din păcate, a decedat și acești copii au rămas cu domnul acesta, care nu era tatăl lor. Băieții au reușit să fugă, ei erau mai mari, dar a rămas această bunică a fetei, a rămas această bunică în casa respectivă, unde a îndurat abuzuri de toate felurile. Și pe la 15-16 ani s-a căsătorit cu un băiat din sat ca să plece din familia respectivă. Și a avut o fică. Și fica a avut-o pe clienta mea despre care povestesc. Un mesaj plecat de la această bunică a fost că nu te poți încrede în bărbați nicicum, pentru că ei îți pot face rău. Fica aceasta trăia într-o viață tipică, exact ca noi, doar că avea această îngrijorare în legătură cu relațiile ei. Și așa de mult s-a întrebat, dar ce, Doamne iartă-mă, mi se întâmplă? De ce simt atât de puternic, așa acut, acest mesaj al fricii în relațiile mele? Pentru că bunica, pe atât de multă iubire și dorință de protecție în relație cu fiica ei, i-a spus în continuu, tu copilă, tu trebuie să ai grijă. Tu nu știi niciodată ce ți se poate întâmpla, nu știi niciodată, uite, poate eu nu mai, poate soțul tău nu mai și va trebui după aia să te recăsătorești. Știi că sunt mesajele alea pe care bunicile ni le spun în anumite momente. Și femeia asta, mama, clientele mele, a trăit cu frica asta. Și a spus bunica și nepoatei ei aceleași povești. Tu, copilă. Și cât lucram cu clienta asta, mi-am rugat-o să se întoarcă la bunica, încă mai trăia bunica ei, și a întrebat-o ce i s-a întâmplat. Și atunci a spus toată povestea. Și uite cum un astfel de mesaj atât de puternic s-a propagat la două generații distanță. Evident că au mai fost variabile acolo care au influențat dificultățile clientei mele de a intra în relații. Dar e un mesaj extrem de puternic care a călătorit în timp și noi nu ne dăm seama cât de puternice sunt aceste mesaje. Și cum vindecăm mesajele astea primite din spate? Păi, pentru a construi niște relații sănătoase. În primul rând trebuie să le înțelegem și să vedem aceste mesaje pe care noi le-am extras. Unii le-am auzit explicit, venea bunica și ne spunea, alții le-am învățat din interacțiunile pe care le-am văzut în relație cu ceilalți. Și în primul rând trebuie să le înțelegem. Care este povestea pe care eu mi-o spun despre relații? Cum sunt relațiile? Mă păstrează în relațiile în siguranță sau nu mă păstrează? Oamenii se ceartă sau nu se ceartă? De la macro la micro, detalii de zi cu zi. Cum își organizează oamenii viața de zi cu zi? Cine se ocupă de copii? Da, toate astea sunt mesaje. Dar cum să capeți încredere în bărbați când tu ai văzut pe pielea ta? Uite, mă gândesc, o mulțime de copii sunt colege ale fetelor mele la școală sau la grădiniță, care cresc în familii monoparentale. Mame care își cresc singure copii, niște eroine de altfel. Dar dacă acei copii aud povestea asta, să n-ai încredere în bărbați, chiar dacă nu direct, dar văd pe mamele lor cum creștem niște copii capabil de relații sau care să intre cu încredere în relații. În primul rând îi creștem conștienți de povestea lor și de ce li se întâmplă. Și eu am văzut asta și în cabinet. Părinți care decideau că nu le mai este bine împreună în relația de cuplu, dar
învățau să fie părinți pentru copiii lor și odată ce ai un copil, ești pe viață legat de persoana respectivă prin rolul parental pe care îl ai acolo. Și asta poate să însemne sănătate relațională pentru copilul acela. Dacă îi vede pe oamenii aceștia într-o situație dificilă pentru relația lor de cuplu, că încearcă să facă tot ce le stă în putință să comunice și să vorbească și să crească sănătos un copil. Sunt rare cazurile astea în care vedem lucrul acesta. Altfel, într-adevăr, se transmit aceste mesaje despre care spune și tu mai devreme. Ce se întâmplă? Tipic, ce se întâmplă este că cel mai probabil acești copii vor ajunge undeva pe la 24-25 de ani, poate mai repede, poate puțin mai târziu, când se dezvoltă sensul și semnificația la nivelul creierului și atunci încep să mă întreb care e rostul meu în lumea asta și în ce direcție merg și atunci s-ar putea să înceapă o mică criză a vârstei respective, criză care de cele mai multe ori trage semnalul de alarmă că, ok, sunt niște lucruri care ți s-au întâmplat și pe care ar merita să le analizezi. De multe ori noi vedem asta în demersul terapeutic, odată ce înțelege un om cu care noi lucrăm povestea și face conexiunile și își dă seama, uite, chestia asta care mi se întâmplă acum conectează cu aceste mecanisme și aceste mecanisme vin din această poveste prin care eu am trecut, de multe ori se liniștesc. Pentru că ceea ce eu trăiesc are sens, are o poveste, are un cadru în care se desfășoară, nu s-a întâmplat așa în vid experiența asta mea. Și apoi, pasul următor, inclusiv în interacțiunea de cuplu, da? Înțelegem povestea, vedem cum comunicăm, pasul următor este acela al schimbării comportamentale. No, acolo e momentul în care trebuie să faci ceva diferit. Adică e clar că ceea ce ai făcut până acum nu ți-a fost de folos în legătură cu unele dintre lucrurile tale. Că și mie mesajul meu cu noi nu renunțăm și dacă intri în horă jos și terminăm lucrurile pe care mi-a fost de foarte mare ajutor din punct de vedere profesional. Însă mă întreb de câte ori i-am rănit pe cei apropiați mie pentru că nu m-am oprit când ei au avut nevoie. Pentru idealul tău. Da. Și atunci asta este scopul. Să îmi dau seama că da, același mecanism mă ajută. Dar același mecanism s-ar putea să-mi aducă costuri și scopul nu-i să renunț la el. Scopul este să-mi dau seama când îl folosesc și când nu. Că asta este diferențierea despre care povesteam mai devreme. Știi, să pot să am două planuri. Planul ăla automat, mecanica, și planul acela conștient în care zic, stai, că iarăși intri în poveste. Iarăși te duci acolo. Și știi unde îmi dau seama. Și acum, în multe momente, eu nu aveam acest obicei de a mă consulta cu soțul meu, de exemplu, în legătură cu proiectele în care intru. Eu primeam o ofertă, eu steam, mă gândeam și eu decideam. Și am avut momente în care am discutat și l-am implicat în acea poveste și a fost modul în care eu am lucrat cu mine. A fost despre mine, despre faptul că îmi dau seama că uneori e important să mă opresc și că nu e totul despre mine și că nu e totul despre poveștile mele, că profesional probabil un proiect mi-ar aduce foarte multe beneficii, dar am învățat să mă întreb care este costul relațional pe care îl plătesc. Deși psihoterapeutul are nevoie din când în când de un pic de terapie unul la unul cu sinele tău, nu? Ce bine prinde. Cu sinele său. Cât de grave sunt minciunile într-o relație? Chiar dimineața citeam o poezie foarte frumoasă apropo de minciuni care ajută, dar și adevăruri care împiedică și... Poezia pe care ai postat-o? Da. Știi că am salvat-o pentru că mi s-a părut potrivită pentru dialogul ador, ăsta. E foarte frumoasă poezia aceea. Scrisă pe minutul de poezie pe Instagram. E un cont pe care îl urmăresc, sunt obsedată de contul acesta. Și eu. Minutul de poezie și istoria perăzătoare, exact. Două conturi a unui cuplu. Da. Nu? Andreea și Emi. Nu, Andrada și Emi. Și scrie așa în poezia asta lui Virgil Carionopol. Sunt oameni albi din afară, dar negri în adâncul lor, sunt uri adânci ce nasc iubiri, sunt suferinți ce aduc lumină și fericiri, nefericiri. Da. Este ceea ce am încercat să spun și în cartea asta, că în același loc există suferință și vindecare. În același loc există durere și bunăstare. În același loc există minciună și adevăr. Doar că e important să conștientizăm când, cum, cu cine, în ce moment și mai ales de ce am nevoie să spun o minciună în anumite momente. Cu ce mă ajută? Dacă o spun, care-i scopul? Și dacă după ce îmi răspund acestor întrebări, eu consider că în continuare merită să o folosesc, înseamnă că sunt acordat, calibrat cu propria persoană. Și de ce te întreb? Pentru că majoritatea răspunsurilor la întrebarea ce nu iei ierta
partenerului tău e trădarea, minciuna. Cam astea sunt răspunsurile. Pentru că asta scutură, de ce se întâmplă lucrurile astea? Sigur că fiecare avem o poveste, că asta însemna că nu mă apreciază suficient. Nu, asta scutură sistemul. Trădarea, minciuna, înseamnă ieșirea din sistem, ieșirea din spațiu. Noi le și spunem în psihologie exits. Dar exiturile astea, acelea, cum se numește, blamate social, știi? Minciuna, trădarea și mai departe. Dar și eu am ieșit de foarte multe ori din relația mea muncind foarte mult. E tot un exit. Pentru că dacă aș fi stat, asta e o întrebare pe care le adresez de multe ori clienților mei, dacă ai sta în relația aia, cu ce ar trebui să te confrunți și nu-ți chiar place? Exiturile astea arată că spațiul relațional nu este perceput ca fiind unul de siguranță. Explorează gustul seducător al rețetelor de cafea rece cu capsule LOR, create pentru a se potrivi aparatului tău Nespresso. Și nu este despre faptul că eu muncesc prea mult, de exemplu, sau despre faptul că am o relație cu viața mea profesională sau chiar soțul meu spunea despre mine și relația cu prietena mea cu Adela, de fapt soții între ei spuneau chestia asta, că voi ne înșelați una cu alta. Pentru că petrecem mult timp împreună, povestim despre foarte multe lucruri pe care nu mai avem nevoie ulterior să le povestim în relațiile de cuplu, că noi am rezolvat problema emoțională discutând noi două. E tot o trădare și asta. E tot o ieșire din spațiul relațional. Și apoi apare natural întrebarea, de ce nu merg prima dată în spațiul relațional de cuplu? Și de cele mai multe ori avem aici mai multe răspunsuri sau primim mai multe răspunsuri. Că nu mă înțelege, că nu mă aude, că nu contează, că are alte treburi, că eu nu sunt suficient de important pentru el. Sau că nu vreau să-l încarc. Nu vreau să-l încarc. Da, asta înseamnă că fugi de ceea ce noi spunem în slujbe că ar putea fi vindecare. Și de fapt, știi chestia aia cu repeți aceeași greșeală, te trezești din nou în aceeași situație și o tot repeți pe măsură ce... E incredibil ce căi întortocheate sunt, simple în aparență, dar e atât de întortocheat. Citeam exemplu dat de un psiholog din Statele Unite, care avea un bărbat cu problema asta. Nu putea să se abțină de la a minți în relația de cuplu. Și a plecat pe povestea lui. Și el fusese crescut de un tată militar de carieră. Tată militar de carieră care i-a pus ordine în toată viața. Trebuie să faci aia, să faci aia. Ai ordinele următoare astăzi, să faci curat. La ora aia te duci la școală. La ora aia îți termin temele și așa mai departe. Astfel încât singura lui șansă de a avea o relație cu tatălui și de a avea un cuvânt în fața tatălui lui era să-l mintă. Să-l păcălească. Să-l păcălească. Atunci era văzut. Exact. Și de aici pleacă minciuna. Deci, practic, ce spui tu prin exemplu ăsta este că fiecare dintre noi venim în povestea noastră cu niște mecanisme de apărare, care la un moment dat ne-au îndeplinit niște nevoi. Exact. Și asta este ceea ce facem în relațiile noastre. Ne îndeplinim niște nevoi folosind anumite comportamente care uneori ne ajută și în trecut multe ne-au ajutat. Dar s-ar putea să nu fie de folos acum. Și pe mine să ocup mult spațiu mi-a fost de ajutor de-a lungul timpului. Am fost văzut, am fost validată, copil fiind, puteam să recit, ce aveam eu de făcut acolo. Dar să ocup atât de mult spațiu în relația de cuplu nu e chiar sănătos. Pentru că nu-i mai las loc celuilalt. Și asta este conștientizarea odată a poveștii, cum ai descris-o acum, știi? Militarul care a venit cu ordinele, e important să-ți conștientizezi povestea. Apoi să te întrebi, și eu cu ce am plecat din relațiile astea din viața mea? Odată cu ce nevoi neîndeplinite, ce mi-aș fi dorit ca oamenii ăștia să facă și n-au putut? Și apoi când oamenii ăștia n-au putut și n-au știut, ce am făcut eu să-mi îndeplinesc nevoia aceea? Și apoi pasul următor este să mă întreb și cum arată toate lucrurile acestea în relația de cuplu. Pentru că e foarte ușor să spui că tu ești de vină. În relație, tu nu mă iubești, tu nu mă dorești, tu nu mă vrei. Foarte ușor să zici chestia asta. Doar că nu trebuie să aibă nimeni responsabilitatea propriei noastre nevoi. A, noi suntem într-o relație și îmi doresc ca tu să mă susții și îmi doresc ca tu să mă înțelegi. E foarte diferit de mă aștept ca tu să faci asta. Bine de punctat. Puneți un pin la, la ceea ce a spus Raluca mai devreme. Scrii în cartea asta
despre limbajul interior negativ și despre limbajul interior pozitiv. Și aș vrea să traducem asta în ceea ce înseamnă relațiile, dacă se poate. Mm-hmm. În primul rând, ne este foarte ușor să vorbim în termeni negativi. Da. Pentru că e un mecanism funcțional pe care creierul l-a dezvoltat de-a lungul timpului. Când ai văzut pericolul, ai știut de ce trebuie să te aperi. Că dacă n-am fi văzut pericolele, n-am fi fost azi cu toții aici. Deci mecanica asta în a vedea răul sau dificultățile e o mecanică funcțională, ne ajută. E disfuncțională în momentul în care îi se întâmplă tot timpul. Și în continuu cauți ceva, deci nu mai ai nevoie să te dezvolți în toate domeniile și astea. Și care ar fi replicile astea într-o relație? Tu niciodată, tu mereu mă ignori, tu nu vrei să mă asculți. Și studiile foarte interesante arată chestia asta, că în momentul în care într-o dinamică relațională folosim o negație asociată cu persoana a doua, singular, tu niciodată, în creierul celui care ascultă, se activează zona care ține de pericol. Deci, practic, tu nu te simți în siguranță și atunci ce ai tendința să faci? Să-ți scoți armele, nu? Și atunci tu ce zici? Păi nu, dar nici tu. Ori fugi, ori te lupți. Da. Nici tu niciodată sau lași și zici, ok, să treacă toată situația asta. Acolo tot nu se rezolvă problema. Deci, practic, de multe ori aducem această negație în principal, într-o manieră așa peiorativă la adresa celuilalt. Inclusiv când spui, tu nu mă mai iubești. Da. Dar și pozitivismul poate fi la fel de toxic. Aha. Și e foarte interesantă povestea asta, mai ales în momentul în care au apărut studiile astea cu cum se activează în creier zona de pericol când folosim negație, a apărut acest curent. Bun, deci dacă nu-i bine să-ți spui lucruri negative, atunci trebuie să ți le spui numai pe alea pozitive. Și au fost mulți oameni care se trezeau dimineața și se uitau în oglindă și zicea, tu ești minunată, tu ești extraordinară, astăzi vei avea o zi deosebită, extraordinară îți va merge azi. Dar noi și zicem de multe ori, cât de ciudat, în contexte de suferință ale celorlalți, mergem și le spunem, gândește-te că o să fie bine. Doamne, deci în contextul în care eu sufăr, să mă gândesc că la un moment dat îmi va fi bine. Asta nu funcționează, de ce? Deci nu e bine să spunem asta? Nu. Hai că o să fie bine? Nu. Lasă că o să fie bine, gândești? Nu, nu ajută. Ce ne arată studiile este că dacă ne spunem noi asta, pozitivismul ăsta de va fi minunat, va fi extraordinar, creștem niște așteptări care sunt departe de realitate. Și sunt studii foarte interesante care măsoară, de exemplu, că oamenii care au folosit o perioadă mai lungă de timp, câteva luni, astfel de tehnici de pozitivism exagerat, au avut o rată mult mai mare de simptomatologie depresivă. Adică au fost mai triști decât înainte. Și-au creat așteptări. Pentru că și-au creat niște așteptări. Nu faptul că tu ți-ai spus asta a fost problema, ci faptul că tu ai fost la nivelul ăsta, dar eram într-o zonă de suferință și mi-am spus că va fi extraordinar. Și distanța între ce mi-am imaginat eu și realitatea în care eu trăiam era mult prea mare. Și atunci ce e important să facem în astfel de situații este să stăm cu suferința. Firar să fie. Trebuie să stăm cu suferința, să o înțelegem, să vedem ce înseamnă și într-un astfel de moment în care tu vii și îmi spui, Raluca, trec printr-o perioadă grea, eu voi veni și îți voi spune, cred că treci printr-o perioadă grea și eu sunt aici alături de tine. Nu-ți spun că o să fie bine, nu știu. De ce să-ți ofer o informație care nu știu dacă va fi corect? Probabil va fi bine, că viața e cu cicluri, e și bine, e și rău, da? Avem teorii din popor, like, așa. Dar eu ce pot să fac pentru tine acum, pentru suferința ta și în relație de cuplu și în relație de prietenie, este să vin să zic, văd că îți este greu și vreau să stau alături de tine. Și pot să te întreb ce ai avea nevoie și tu poți să-mi spui nu știu. Și zic, ok, eu pot să stau cu acest nu știu al tău. Asta pot să fac acum. Am nevoie de spațiu. Ok, pot să-ți ofer spațiu. Am nevoie să stai lângă mine să nu zici nimic. Ok, voi sta lângă tine și nu voi zice nimic. Dar pentru a putea să facem asta, e nevoie să ne înțelegem, să putem să stăm cu suferința, să trecem prin, nu peste, și împreună. Asta este variabila esențială în sănătatea emoțională. Să ne dăm seama că ne vindecăm emoțional mai repede, îndrăznesc să spun, și mai sănătos împreună. O să vorbim și despre individualismul ăsta toxic. Mi se pare foarte important și mi se pare foarte răspândit în clipa asta și cred că asta e una dintre cauzele pentru care suntem într-o criză a relațiilor. Dar voiam să vorbim puțin despre cum s-a schimbat dinamica relațiilor, dar noi suntem
În ultima sută de ani am avut revoluție tehnologică, am avut, revoluție industrială, după aia revoluția media și acum revoluția tehnologică. Dar e imposibil să nu se fi schimbat și dinamica relațiilor. Și vorbeam cu, chiar cu Paul Olteanu vorbeam despre lucrul ăsta, că bărbații cumva au rămas în urma femeilor în ceea ce privește schimbarea asta de mentalitate. Bărbații au rămas cumva în mentalitatea aia de secol 19, că ei trebuie să fie provider, că ei trebuie să se ocupe de familie, să aibă grijă, să o țină în siguranță și că asta îi validează ca buni, bun parteneri, iar femeile au evoluat foarte mult. De la casnice, femei care suportau orice într-o relație, femeile și-au câștigat independența, au joburi care le permite să stea inclusiv singure și nu într-o relație abuzivă și așa mai departe. Simți că, într-un fel, femeile au evoluat altfel decât bărbații, din punctul ăsta de vedere? Cred că, din punct de vedere social, într-adevăr, s-au întâmplat foarte multe lucruri în ultimii 100 de ani, dacă stăm să ne... Nici nu mergem mai departe, dar în ultimii 100 de ani s-au întâmplat foarte multe lucruri din perspectiva libertăților, pe care, din păcate, femeile nu le-au avut de-a lungul timpului. În fond, suntem oameni, indiferent de identitatea de gen sau de sexul pe care noi îl avem, care avem, în principal, împărtășim cam aceleași nevoi, aceleași suferințe, aceleași dorințe. Ce știm este că avem abilități diferite. Diferența a făcut-o faptul că noi am avut un start mult mai târziu în legătură cu foarte multe lucruri. Însă, din perspectiva relațiilor, ce am observat noi specialiști în domeniul psihologiei în ultimii ani, este că se pune foarte multă presiune pe relația de cuplu. Cred că tot într-un podcast al tău am mai văzut subliniată ideea asta și o subliniază foarte elegant Esther Perel, care este una dintre specialiști în domeniul relațiilor. Ce s-a întâmplat a fost că odată cu această creștere a femeilor din punct de vedere profesional, social și așa mai departe, nu le-a degrevat nimeni de rolurile pe care le-au avut înainte. Nici nu ne place să fim degrevate de rolurile astea, adică să mă scuzi, eu nu vreau să-mi ia nimeni rolul de mamă sau rolul de mie, îmi place să fac prăjituri și îmi place chestia asta. Și atunci... Sau să-ți ia cineva copilul. Exact. Nu vreau asta. Și atunci ce s-a întâmplat este că s-a pus foarte multă presiune. Presiunea asta pusă pe un singur om în relație este o presiune pusă pe relație. Și ne este foarte greu să ne definim rolurile astea. Eu, într-o relație, îmi doresc să fiu și validată, îmi doresc să fiu și iubită, îmi doresc să fiu și respectată, îmi doresc să mi se vadă competențele, îmi doresc foarte multe lucruri. Este mult de dus pentru o relație, pentru un spațiu relațional. Și atunci de aici foarte multe discuții și debate-uri în interiorul relațiilor. Eu cred că în același timp atât femeile cât și bărbații își doresc să fie și provider, dar și să aibă libertatea și liniștea de a nu fi nevoie da, bine, să facem asta. Întrebarea mea era dacă nu cumva bărbaților e foarte greu să accepte că și femeia poate să fie provider. Acum, din experiența pe care eu o am, de exemplu, cu oamenii cu care lucrez, nu am simțit asta în cupluri, știi? Că și dacă stau cum să calculez, așa e un procent destul de mare în cuplurile cu care lucrez, unde fie o egalitate acolo, fie ele câștigă mai bine decât ei, de exemplu, din punct de vedere financiar. Și n-a fost asta o dificultate. Dar cred că e o dificultate în a ne împărți rolurile astea, nu mai știm exact care cine ce vrem în relația de cuplu. Acum, dacă bărbaților în general este greu, aici nu știu să-ți răspund. Tu ce crezi? Eu cred în ceea ce îmi spunea Paul, pentru că noi vrem și aura asta de eroi, știi? Dacă noi ne ocupăm de casă, anul ăsta ne mutăm de la apartament la casă, luăm o mașină, găsim o școală bună pentru copii, facem ca familia să fie echilibrată și în propășire, în belșug. Cred că avem nevoie și de validare, să fim văzuți, să ni se spună că suntem eroi. Și cred că asta e o mentalitate ușor patriarhală, dar astea sunt nevoile noastre. Mm-hmm.
În timp ce femeile au evoluat foarte mult din punctul ăsta de vedere. Dar tot cu nevoi. Știi? Adică fiecare cred că avem nevoie aici. Da, uite, eu pot să înțeleg asta și pot să vin să validez, să spun ok, îmi dau seama că a fost un efort ăsta pe care tu l-ai făcut și a fost mult pentru tine. Te ocupi și de chestia asta cu casa și cu mașina și nu e ușor să faci toate lucrurile astea. Și spunându-ți asta, pot să vin să vin în întâmpinarea nevoii tale. Nu m-a costat atât de mult să vin să-ți întâmpin această nevoie. Exact așa cum uneori și eu s-ar putea să am nevoie să îmi spui, oi, ce fain te-ai organizat azi și ce bine le-ai rezolvat pe toate și le-ai gestionat. În fond, bărbați sau femeie, fiecare venim în relațiile noastre cu niște nevoi neîndeplinite. Și toate lucrurile astea nu le fac nici mai puțin bărbați, nici mai puțin femei. Nu, ne fac oameni. Am subliniat cu roșu de data asta într-o carte pe care am primit-o săptămâna trecută din partea celor care organizează, nu știu dacă știi, de Unfinished Festival. Da, am auzit de ei, dar nu am fost niciodată. Aș vrea să mă duc. Mi se pare că e weekendul viitor în București. Cred că vine Esther Perel. Oh, wow. Și sau a fost, n-aș vrea să greșesc, în edițiile trecute, dar vine nenea asta pe care îl cheamă Daniel Jones, care e ziarist la New York Times și care a scris cartea asta, Modern Love. Mm-hmm. Modern Love este o rubrică pe care o ține de foarte mulți ani în New York Times, în care oamenii își pun poveștile de dragoste. Ah, știu rubrica respectivă, da, o citeam în ceva vreme cu oamenii care spun pe scurt, așa și spun povești, nu? Exact. Și în introducerea acestei cărți, apropo de ceea ce vorbeam fix acum câteva secunde, Daniel Jones zice în felul următor, vulnerabilitatea este calitatea tuturor poveștilor de dragoste și poate lua forme diferite. În orice caz, prin vulnerabilitate înseamnă să ne expunem pe noi la posibilitatea de pierdere, dar în același timp și foarte important, la posibilitatea de conexiune. Da. Adică atunci când ești vulnerabil, joci cu toate cărțile pe masă, poți să și pierzi, dar poți să câștigi. Ce frumos a făcut Buclă și cu discuția noastră de mai devreme. Exact, la asta mă... E un exercițiu care mie îmi place foarte mult fie în workshop-urile pentru cupluri sau în terapie de cuplu, depinde când simt că e cazul, apropo de vulnerabilitate. E un exercițiu în care invit pe parteneri să se uite ochi în ochi timp de 4 minute, fără să vorbească. Tu știi cât e de greu? E foarte greu. Sunt și studii făcute pe asta și niște filmulețe foarte faine pe YouTube, apropo de acest exercițiu. Și apoi, sigur, ne-am întrebat cu toții de ce e așa de dificil. Pentru că a te uita ochi în ochi e un comportament extrem de vulnerabil. În primul rând, pentru că în zona ochilor sunt multe micromișcări faciale. Și a ne uita ochi în ochi înseamnă a sta față în față cu suferințele prin care am trecut împreună. E dificil să faci asta. Facem asta foarte ușor la începutul relației, știi? Ne uităm unul la altul pierduți, fără să ne dăm seama cum trec orele. Tăcerile alea sunt minunate de la începutul relației. Odată ce începem să ne rănim unul pe altul, fără să ne dăm seama că facem asta și fără să vrem să facem acest lucru, începe să se vadă asta în privirea fiecăruia dintre noi. Și cu cât sunt mai multe suferințe, cu atât e mai dificil acest comportament de a ne uita ochi în ochi timp de 4 minute. Dar pare să că dacă reușim să facem asta, în creierul nostru se eliberează endorfine și dopamină și oxitocină și toate astea țin de starea de bine. Și toate astea s-au eliberat la începutul relației în creierul nostru, că de-aia ne-am îndrăgostit. Sau de-aia am zis că suntem îndrăgostiți. Și un exercițiu foarte profund. Foarte fain exercițiu. Și nu trebuie să vorbim. Conversația Fain și Simplu cu Raluca Anton continuă imediat. Aș vrea acum însă să vă vorbesc doar câteva momente despre una dintre pasiunile noastre comune. Știu cât de mult îți place să citești și mereu cauți recomandările de cărți ale invitaților podcastului. Și știu că ți-ai dori să poți citi mai mult, la fel cum îmi doresc și eu, de aceea mă bucur să-ți recomand aplicația românească Voxa, pe care am găsit peste 40.000 de titluri de audiobooks și e-books în limba română. Găsești cărți audio din toate domeniile, iar partea super faină e că abonamentul lunar fix îți oferă acces nelimitat la absolut tot conținutul, fără să plătești fiecare audiobook în parte. Îmi place cum arată biblioteca de pe telefonul meu. Am găsit pe aplicația Voxa titluri pe care le-am recomandat nu o singură dată și aici, în podcast. Poate nu ai avut vreme să le citești în format fizic, de aceea audiobook-urile
au avantajul ăsta că pot fi ascultate și atunci când faci altceva. Ți-am lăsat în descrierea podcastului și un top 5 personal al audiobook-urilor pe care le găsești pe Voxa și găsesc că e important să-ți mai spun ceva. De acum până pe 31 octombrie îți ofer un cod de reducere. Fain și simplu, exact așa scris, cu 50% reducere pentru primele două luni de abonament Voxa. E un cadou de bun venit în comunitatea celor care vor să citească mai mult și o pot face acum în format audio. În plus, în următoarea săptămână veți găsi în aplicația Voxa și raftul de audiobooks Fain și simplu, o selecție personală de titluri recomandate de mine. Așadar, descărcați aplicația Voxa când aveți vreme și nu uitați codul Fain și simplu pentru 50% reducere pe două luni la înregistrare în aplicație. Sper să vă fie de folos recomandarea mea și cu asta îmi cer iertare pentru întrerupere și abia aștept să ne întoarcem la ghidul nostru pentru relații sănătoase, Raluca Anton. Pe 29 septembrie, între 29 septembrie și 2 octombrie am văzut acum, e festivalul Unfinished în București, în care vine Daniel Jones, editor al rubricii Modern Love din, e și cartea asta cu același nume, din New York Times. Bun. Ce-mi place când văd așa subliniat și cu colțurile îndoite. Asta e cartea ta. Da, da. Eu cred că există exemple și mai rele decât, mai bune decât al meu. Sunt convins că din cartea ta foarte multă lume a subliniat. Apropo, puteți să-i trimiteți poze cu sublinierile voastre Raluca Anton pe canalele ei de socializare, pe Instagram. Acolo este cel mai des, nu? Da. Stai așa că mai am... Ce ți-ai mai notat acolo? Mi-am mai notat niște lucruri. A, vorbise la un moment dat despre mituri. Mm-hmm. În relație. În relație, da. Ai dat un exemplu și dacă ar mai... Cred că mai sunt foarte multe mituri în relații, inclusiv în zona asta de intimitate și sexualitate sunt foarte multe mituri, că ar trebui să ne potrivim din prima, că n-ar trebui să vorbim despre lucrurile astea, că n-ar trebui să ne spunem unii altora ce ne place și ce nu ne place. Multe mituri în legătură cu rolurile pe care le avem, ce ar trebui să facă un bărbat, ce ar trebui să facă o femeie, lucruri care ne dau mari bătăi de cap pe măsură ce înaintăm în relații, când ne dăm seama că nu se întâmplă chiar așa cum ne-am imaginat. Apoi, mituri în legătură cu conflictul, dacă ne iubim, n-ar trebui să ne certăm, de exemplu, sau o iubire este pasională dacă ne certăm foarte intens și apoi ne împăcăm foarte intens. Astea sunt iarăși mituri în relații. Toate, din păcate, ne îndepărtează de ceea ce povesteam și mai devreme, această idee de relație conștientă, de a fi atenți și cu grijă la relațiile noastre. Am învățat foarte multe lucruri din cărțile scrise de Harville Hendrix și Helen Hunt. Ei sunt așa părinții formei de intervenție imago pe care eu am și studiat-o de-a lungul timpului. Și ei vin și ne spun în materialele lor, în tot ceea ce promovează. Faptul că în momentul în care vom reuși să ne dăm seama că una dintre cele mai bune și sănătoase investiții pe care o putem face este în relația noastră de cuplu sau în relațiile noastre cu oamenii din jurul nostru, acela va fi un moment în care vom începe să investim în noi înșine și să vorbim despre vindecarea noastră a individului, care nu este independentă de vindecarea și de ancorarea noastră în comunitatea din care facem parte. Totul este conectat și suntem un sistem exact ca în natură. Rar se întâmplă să vedem în natură animale singuratice care toată viața supraviețuiesc în singurătate. Și știi, simțim de foarte multe ori inclusiv chestia asta așa de, nu știu dacă folosesc cuvintele potrivite, așa melancolie, poate compasiune, și când vedem un copac singur în natură. Știi, așa când te uiți și vezi un copac acolo pe un vârf de deal, nu simți că-i... Dacă nu este jar de asta semeți, da, ți se face milă, mai ales dacă e în bătaie vântului, dar te întreb... Dar și este rarul semeți tot singurui. Da. Atât că e semeți. Te întreb, tăcerile pot fi mai periculoase decât certurile? Cred că da. Într-o relație? Da, cred că tăcerile cred că întârzie vindecarea. Știi, cred că nu... Nespunându-ne lucruri, rămânem fiecare cu povestea noastră și nu auzim povestea celuilalt. Și atât de important ne ascultăm povestea unul altuia. Cine suntem? Dacă taci, cum știi cu cine te
luat. Eu așa de tare mă bucur de fiecare dată când se mai zgâlție blocul, că na, noi aici în București simțim cu tremurile, voi la Cluj sunteți într-o zonă... La Cluj e altfel, e fain. De fiecare dată când se zgâlție blocul, mă bucur pentru faptul că știu că nu vine cu tremurul ăla mare. Cu cât mai multe cu tremure de astea mici, e amânat cu tremurul ăla mare. Fix asta e, da. Dar există o variabilă foarte importantă aici. Te rog. După fiecare ruptură să existe reparație. Dacă nu venim să reparăm, e ca la orice rană. Uh-huh. Dacă nu pui tratament, s-ar putea, și pui numai pansament și nu te mai uiți acolo, când iei pansamentul, s-ar putea să nu-ți chiar placă ce vezi. Că nu toți avem un sistem imunitar atât de bine dezvoltat încât să ne vindecăm singuri. Da, și nici să ne certăm toată ziua. Adică nu cu tremure ca în Japonia, 10 cu tremure pe zi sau câte au ea. Și încă o întrebare în paranteză și după aceea vreau să continui conversația în relație, compasiune sau empatie? Bine, sunt lucruri diferite astea. Și dar care mai de preț? Nu sunt mutual exclusive, okay. Știi? Empatia înseamnă că pot să-mi dau seama că ți este greu. Uh-huh. Compasiunea înseamnă că pot să vin să sufăr alături de tine și să-mi dau seama că îi împărtășesc cu tine, așa, și o simt, o trăiesc. Empatia pot să o păstrez și la un nivel... Știu că mulți colegi ai mei nu o să fie de acord cu asta, dar pot să o păstrez și la un nivel mai cognitiv puțin, știi? Adică are sens pentru mine că în momentul ăsta, și acum eu fac o inferență, mă gândesc că în momentul ăsta poate ești trist, sau poate ești supărat, sau poate ți-e frică. În compasiune vin și zic, eu sunt aici, și chiar simt că e greu, mm-hmm. Chiar simt că e greu. Și încă o dată vă mai reamintesc că ne-a spus Raluca Anton mai devreme că atunci când cineva supără și suferă și te duci și îi spui las că o să fie bine, asta nu e empatie. Nu e empatie asta, nu deloc. Deloc nu e empatie. Să citez rezultatele unui studiu, Raluca. Mm. Intrăm în partea dură a podcastului. Acum intrăm în partea dură? Abia acum, da. Bărbații tineri și de vârstă mijlocie sunt mai singuri ca niciodată. Și asta pentru că femeile preferă bărbații disponibili emoțional, care știu să comunice, să fie și vulnerabil, să... Da. Apropo de treaba asta, eu ți-am zis că eu cred că noi bărbații avem o problemă mai mare decât femeile în ziua de astăzi. De a crea relații și de a sta în relație. N-aș sta să măsor dacă e mai mare sau mai... Dar, într-adevăr, cred că odată cu toate lucrurile pe care le-am obținut, societatea asta industrializată, tehnologizată, și toată dezvoltarea asta, a venit cu posibilitatea de a produce astfel de rafinamente, că ai un rafinament, ce ai spus acolo, da? Deja nu mai este despre o tranzacție, că eu... ai mei nu mă pot susține și eu am nevoie să mă iei de nevastă ca eu să pot să mă susțin. Aici este despre a fi înțeleși, a fi văzut, a fi blânzi, empatici, cu compasiune. Și cred că da, este tranziția spre care mergem pentru că ne permitem să mergem mulți dintre noi în zona asta. Sunt ferm convinsă că mulți ăștia dintre noi suntem și într-o bulă a noastră și că încă multă lume nu e în punctul în care își dă voie, poate să-și dea voie să gândească în termenii aceștia, dar acum ne putem da voie să ne gândim la relațiile noastre că nu mai e despre cât câștigăm sau ce avem sau ce n-avem sau cât este despre blândețe și înțelegere și este despre componenta aceea emoțională care contează atât de mult de fapt în relații. Și e firesc ca femeile să vină să spună asta, pentru că e dezvoltată natural această latură emoțională. Și sigur că la fel de firesc este ca unui bărbat să fie dificil să facă asta, tocmai pentru că nu are ca mecanică aceste abilități. Și pe de altă parte, și mesajele pe care le-a auzit de-a lungul timpului este că trebuie să fie bărbat. Și când ți se spune că trebuie să fii bărbat, înseamnă că tu trebuie să nu plângi, trebuie să fii puternic, nu trebuie să ai emoții, nu trebuie să simți. Doar fătălăi au emoții. Bărbații mafioți adevărați discută afaceri. Încă îi șterge mama nasul, îmi cer scuze, dar încă se întâmplă chestia asta și îi se spune tu trebuie să fii bărbat. Când, de fapt, e atât de multă nevoie de
empatie acolo, de înțelegere mai mare. Și sunt foarte interesante studii apropo de chestia asta. Băieții au mult mai mare nevoie de suport emoțional decât fetele. Pentru că fetele fac asta intuitiv, din fiziologic, pentru a putea să ai pui pe care să-i crești. Femeile au această abilitate a simțurilor, da? Sunt mult mai senzoriale, văd, aud, știi chestia pe care mamele o zic de multe ori? Eu știu că se va îmbolnăvi. Da, bine, se va îmbolnăvi. Ascultă-mă ce-ți spun, știu că se va... De ce? Pentru că e o acuitate a acestor simțuri, pe care bărbații n-au nevoie să o aibă. Și atunci, aceste simțuri și această sensibilitate la emoții, ei din potrivă, ca structură, ei trebuie să inhibe pentru a putea să fie provider, nu? Că povesteam mai devreme asta. Încă nu s-a schimbat fiziologia corpului și toată partea asta somatică. Și atunci, mamele de băieți, corect ar fi să fie mult mai atente la această zonă emoțională, pentru că au de învățat băieții mai mult și e firesc să fie așa. E natural să fie așa. Asta duce, sigur, ajungem apoi în zona relațională, în care ele au nevoie de suport emoțional și ei nu înțeleg ce înseamnă chestia asta de suport emoțional. Dar eu sunt aici, nu mă vezi. Ce trebuie să fac mai mult decât să fiu aici? E mult mai mult. Dar nu vezi că le fac pe toate în casă? Ce mai vrei de la mine? Da. Știi care a fost cel mai căutat nume pe Google în luna iulie 2000, din lume? În luna iulie 2022? Nu. Andrew Tate îți spune ceva? Nu. Nu, eu nu l-am căutat. Nici eu, dar m-am documentat. Andrew Tate a creat un adevărat curent de masculinitate toxică. În sensul că are niște clipuri văzute de 1 miliard de oameni. E un băiat care prin peregrinările lui a stat sau stă în continuare și în România. Dar conținutul pe care l-a făcut TikTok și pe celelalte rețele sociale l-a făcut în limba engleză. Și el a fost banned, nu? Nu mai interzis, nu? Da. TikTok i-a închis contul, dar asta nu înseamnă că nu sunt sute de mii de conturi pe TikTok care îi redistribuie materialele. Și unul dintre materialele lui de pe TikTok, ale lui Andrew Tate, spune în felul următor despre femeile care înșală într-o relație. Trebuie să-i dai cu maceta, să o lovești în față și să o apuci de gât. Taci din gură, virgulă, cățea. Câtă suferință! Da, personal vorbind despre băiatul ăsta, dar pe de altă parte a creat, ți-am zis, miliarde, e cel mai căutat nume pe Google astă vară. Și urmărit de copii, de tineri, adolescenți, care poate că nu-ți văzuți acasă, dar cineva învață că așa e bărbătește să fii. De unde să încep oare? Deci, în primul rând, noi vedem aici o disfuncționalitate a sistemului, da? E un, știi, ca curba lui Gauss are capete de spectru. Aici vedem un capăt de spectru. Dacă mi-amintesc bine, băiatul ăsta are și o istorie destul de dureroasă, așa el... Da, se lăuda că a făcut bani, primii bani i-a făcut, nu știu, niște fete pe care le-a angajat pentru video chat. Da. Dar și înainte de asta... Și dosar de proxenetism, sigur că da. E clar că în astfel de contexte noi vorbim principal despre suferințe și patologie, adică e clar în cazul ceva lui, da, dar asta ne interesează mai puțin, ci ne interesează valul ăsta pe care l-a creat. Valul se creează, pe de o parte, din spectaculos, cei din curba, din mijlocul curbei lui Gauss, tot timpul va fi atras, vor fi atrași de spectru, de capătul de spectru, că e spectaculos, e ceva ce nu... Deci, ca fenomen, în principal, asta se întâmplă. De asta, dacă ne uităm, inclusiv în zona asta de, nu știu, artiști internaționali, că tot timpul ne gândim, doamne, dar ce cu spectacolele alea așa exagerate în anumite momente sau la modă, sau știi, când e ceva dincolo de ceea ce vedem în mod normal, pentru că mintea umană pe ce e atipic captează atenția și ne uităm în mod automat la asta. Într-adevăr, ce ne mai arată de fapt aceste distribuiri? Ne arată cât de prost stăm cu toată zona asta de educație emoțională, relațională, de a înțelege ce face el de fapt acolo, pentru că el instigă la violență, la ură, la abuz. Îl face doar bani, pentru că își promovează o universitate în care vinde niște cursuri, e o schemă de asta piramidală, nu vreau să intrăm în asta. El clar face bani.
Dar ce le face în mintea acestor copii? Asta e interesant să ne spui. Nu cred că un astfel de model ar putea avea un impact atât de puternic asupra unui copil dacă mediul în care el ar crește ar fi unul sănătos. Știi? Deci dacă mediul în care crește un copil e unul sănătos, în care primește grijă, siguranță, iubire, educație, în ceea ce privește umanitatea, relațiile. Cred că un astfel de copil se va uita la asta, dar nu va simți că este în concordanță cu ceea ce, cu existența lui. Și atunci, în timp, chiar dacă e spectaculos, va alege să nu facă lucrurile pe care le aude acolo. Dacă ne uităm la nivel micro, în fiecare comunitate există astfel de oameni care instigă într-o direcție sau alta și doar unii dintre cei care sunt în jur pică în capcană. Da, din păcate, algoritmul ăsta al platformelor sociale și mai cu seamă al TikTok-ului aduce în față exact mesajele astea. Da. La care sunt expuși exact copiii în dezvoltare. Da. Copiii care nu primesc o educație emoțională. E foarte trist. Și mă gândesc dacă e un băiat, adolescent, crescut de mamă, care nu are o relație cu tatăl și vede în mesajele astea ale lui Andrew Tate, și nu e singurul, vede un model de a crește bărbat. Poate, bărbat. Poate fi o variabilă care să-l influențeze. Și e foarte trist. Noi am construit acest online pentru că ne-a îndeplinit niște nevoi de a fi văzuți, de a avea o voce, de a fi validați. Și exact ca în multe alte contexte din existența noastră, ceva ce construim poate să ne și facă rău în același timp și să ne mănânce de vii. Și s-ar putea să se întâmple chestia asta cu mediile online. Și mi se pare incredibil în secolul ăsta să ne întoarcem la modelul ăsta e ciclic. Al patriarhatului. Da, da. Alte forme, dacă stăm să ne uităm istoric, alte forme se repetă, până nu învățăm și nu ne vindecăm, se repetă aceeași poveste. Ți se pare periculoasă masculinitatea asta, toxică? Mi se pare periculoasă orice extremă. Eu nu cred că natura funcționează prin extreme, nu? Că un tsunami distruge, e o extremă. Exact așa cum și verile fără ploaie sunt extremă și pot să distrugă. Nu, eu cred că totul este, și sună clișeu până la urmă, dar cred că totul este despre a învăța să ne plimbăm între aceste două extreme. Uneori nu plouă foarte mult timp, uneori mai vine câte o furtună și mai distruge în jur. Dar important e ce facem între perioadele astea și acolo aia face diferența, de fapt. Și nu, eu nu cred nici în masculinitate toxică, cât nici în feminism dus la extrem. Mai e și o feminitate toxică. Păi, genul i-a certat bărbatului meu orice, atâta vreme cât. Asta este așa, această condiționare, știi? Care a funcționat foarte bine la câinele lui Pavlov. Și noi funcționăm în multe contextele vieții noastre folosind această condiționare. Dar din perspectiva relațiilor e cam trist. Și după ce am vorbit despre masculinitate toxică, feminitate toxică sau feminism toxic, aș vrea să vorbim și despre individualismul ăsta toxic în care trăim și în care suntem încurajați să ne dezvoltăm. Mi-apasă mie butonul, știi, cu nevoia mea de a fi văzută, validată și toate alea despre care am și scris acolo câteva rânduri. Pentru că ni se dă impresia că contezi doar dacă ești văzut. Da, și că singur putem totul și că ești cel mai bun, ești tu și nu contează nimeni altcineva, iubește-te și așa mai departe. Și așa suntem crescuți în momentul ăsta sau așa suntem încurajați de mesajele astea care cumva nu propovăduiesc exact ce e mai sănătos în viața asta, relațiile. Mm-hmm. Am făcut la un moment dat un curs online pe critică, era, cred că, sau ceva de genul ăsta. Și profesoara respectivă povestea despre sistemul educațional din Singapore, unde copiii sunt, ei trebuie să învețe, școala, educația este o valoare centrală. Nu știu dacă știți că atunci când în Singapore, când se dau examenele naționale, nu funcționează nimic, adică nu zboară avioane, nu
mijloace de transport în comun, în orele alea cât copiii dau examen național, totul se oprește. Și oamenii cei mai bine văzuți în societate sunt oamenii care au copii care au note foarte bune și care învață. Și totul dus într-o extremă în asta a performanței, de fapt, a fi foarte bun într-un anumit domeniu. Și în același timp făcea comparație cu doamna din Statele Unite, cu nepotul ei, care a venit de la o competiție sportivă de la școală, avea vreo 6 ani băiețelul, cu o cupă foarte mare. Și foarte bucuros i-a adus-o bunicii, a zis, uite bunica ce cupă mare am, și bunica foarte încântată, super, ați câștigat, ea care copilul, nu, n-am câștigat. Păi și atunci ce faci cu cupa asta? Păi toată lumea a primit o cupă. Pe ideea asta de toată lumea trebuie încurajată, toată lumea nu contează, te descurci, venim și încurajăm orice face copilul. Din nou, acestea sunt extreme, sunt capetele de spectru. Nimic nu este sănătos când e la capăt de spectru, când sunt trase extremele acestea. Și atunci cred că exact din aceeași categorie este și ideea asta de a-l supraîncuraja pe un copil. Un copil trebuie să fie foarte, în engleză sună foarte bine, attuned, conectat, ancorat în propria existență. Pentru că o variabilă importantă a sănătății emoționale este autoeficacitatea. Iar autoeficacitatea înseamnă că eu trebuie să știu ce știu, dar trebuie să știu și ce nu știu și ce nu pot. În același timp. Și atunci, dacă supraîncurajez, eu nu-i ofer posibilitatea, șansa de-a dreptul ca el să vadă care sunt lucrurile unde nu se descurcă și merită să investească niște resurse sau măcar să știe că nu le poate face și normal să nu le poată face. Exact așa cum ai spune constant că nu face bine și nu se descurcă și trebuie mai mult, nu ajută pe termen lung, pentru că nu e despre om, e despre rezultatul lui. Cred că în situațiile astea e tare important să ne dăm seama că, și o să insist cu asta, cred că multă vreme o să te povestesc despre lucrul ăsta, că sistemul nervos, noi, oamenii, suntem natură. Funcționăm ca în natură. Și când ai dat exemplu copiilor din Singapore, nu? Mm-hmm. Care s-au întors toți cu câte un trofeu. A, nu, ăștia din state. Ăștia din state. Da. Mi-a venit în minte exemplu de astă vară, nu știu dacă e de la capăt de spectru sau nu, cu învățătoarea care voia să se desfințeze premierea. Festivitatea de premiere. Mm-hmm. Da. Pentru că s-ar putea simți prost cei care nu iau premii. Mm-hmm. Până la o anumită vârstă, când încă copiii nu au conceptul acesta de 1-2 competiție, dacă nu suntem atenți, putem să îi încurajăm într-o direcție care să nu-i ajute pe copii. Și atunci, până la o anumită vârstă, e util ca ei să trăiască în societate fără să fie ranguri și ei oricum le văd. Oricum, bine. Pentru că e natural că cine are jucăria mai mare, cine... Și dar cumva în primele clase, oricum, cam toți primesc coroniță. Da, dar la un moment dat intrăm în zona aceasta de competiție, în principal undeva din clasa 5-a se întâmplă asta, în primul rând pentru că acolo începe să se contureze zona asta de identitate, un pic mai repede, de fapt, zona de identitate, cine sunt eu, la ce sunt bun și am nevoie să văd la ce sunt bun. Și n-am cum să văd la ce sunt bun, sigur, eu mă compar cu mine și cu experiențele mele, dar trăim ancorați într-o societate și apoi se dezvoltă zona de competență, unde iarăși să văd care sunt competențele în diverse domenii. Cred că e important să le avem pe ambele, doar să fim atenți pe stadiile de dezvoltare ale copiilor când le introducem. Asta e cea mai mare problemă a sistemului de învățământ, că aș putea să vorbesc la nesfârșit despre asta, cum ce învață copiii la școală n-au nicio legătură cu dezvoltarea cognitivă a lor și învață raționamente deductive la o vârstă la care nu au capacitatea cognitivă, nu au, că n-au vârsta necesară să le învețe și multe, multe altele. Ce ai învățat pe elevii, nu știu dacă despre relații sau nu, dar un școlar de clasele primare, ce ar trebui să învețe într-un manual sau altul? O lecție pe care ai face obligatorie. Eu o admir foarte tare pe învățătoarea fiicei mele. Mi se pare un model de cadru didactic și aș putea, cred că dacă aș fi o muscă, aș sta să o ascult vorbind cu copiii. Ea ce face este că în clasa ei mesele se mișcă, știi? Fiecare copilaș are o masă, dar sunt foarte ușor de mutat. Și copiii lucrează atât individual, cât și doi câte doi, cât și în echipe de câte patru, cât și în grup toată clasa, după care se schimbă și lucrează la alte proiecte în alt mod, cu alți oameni, o altă componență, alte strategii, alte moduri de a gestiona. Învață expunere la
diferențe individuale, învață că avem voie să fim diferiți, că avem voie să avem moduri diferite de a gestiona lucrurile, învață să-și gestioneze emoțiile, asta înseamnă autoreglare emoțională, că mă frustrează că tu nu faci ca mine și mă enervează, dar n-am de ales, că aici sunt în echipa asta în care trebuie să lucrez. Învață să împartă, învață că împreună pot să găsească soluții la un proiect și că proiectul nostru e diferit de al ălora și nu e mai bun sau mai rău, e doar diferit. Și asta cred că e important să învețe copiii în clasele primare. Ideea asta de comunitate, de acolo se pune, în familie, primii 7 ani și apoi în clasele primare. Acolo se învață, este expunerea noastră cu societatea în clasele primare. La grădiniță acum mai merg, mai nu merg. Expunerea noastră cu societatea, cu reguli, cu norme, cu structură, cu ierarhie, cu trebuie să stau să ascult, cu da, niște proceduri și protocoale acolo. Acolo cred că se învață. Asta la clasele primare și la gimnaziu și liceu? La gimnaziu este... Cred, de părerea mea personală asta, eu cred că cea mai mare problemă, dificultate a sistemului nostru de învățământ este la gimnaziu. Cel puțin în zona asta de învățământ de stat, învățământ privat, nu cunosc cum se întâmplă lucrurile. Dar acolo există cea mai mare vulnerabilitate în dezvoltarea copilului, în clasele 5-8. Atâtea lucruri se întâmplă, e un tsunami în interiorul lor. Și, din păcate, sistemul nostru nu încurajează cadrele didactice să rămână în sistemul gimnazial, ci mai degrabă migrează înspre liceu sau înspre clasele primare, ca structură. Acum nu știu ce li se întâmplă lor acolo. Și atunci este perioada cu cea mai mare vulnerabilitate și cea mai descoperită din perspectiva suportului. Pentru că vorba e o mândrie să fii prof de liceu, dar nu e o mândrie să fii prof de gimnaziu. Dar probabil că se întâmplă, probabil că se întâmplă și asta. Și atunci, asta cred că ar fi extrem de important. În zona asta se construiește partea asta de identitate, de cine sunt eu, care sunt dorințele mele, ce îmi place să fac, cum îmi place să fac. Se continuă, nu e ca și cum termina a patra și începe identitatea dintre a cincea. E un continuu acolo. Și cred că aici ar fi extrem de important dacă am putea să vorbim mult, mult mai mult despre emoții, despre relații. Deja ai și ai cu cine la vârsta asta să discuți. Adică în gimnaziu ar trebui să, de exemplu, la o clasă, poate de dirigenție, diriga să intre, indiferent ce ar preda, cu roata emoțiilor, asta care se găsește la tine în carte? Da. Se poate folosi roata emoțiilor și la copii mai mici, doar că nu cu toate, tot spectrul, știi? Doar cu centru, unde sunt emoțiile primare. După care încep să discuți cu copiii despre deznădejde, descumpănire, despre trădare, despre prietenie, despre bullying-ul. Este cel mai frecvent întâlnit în clasele 5-8. Rata bullying-ului este cel mai... Pentru că e o foarte mare disproporție între capacitățile emoționale de gestionare a emoțiilor și capacitățile fizice. Ei încep să fie adolescenții mult mai puternici din punct de vedere fizic, dar încă mintea n-a ajuns în corpul, știi, din perspectiva puterii, să spunem așa, capacității de înțelegere. Și de asta bullying-ul e foarte mare acolo. Ei sunt puternici, ei văd o reacție imediată la puterea fizică, dar emoțional sunt imaturi. Și atunci se folosesc de puterea fizică în contexte de gestionare a unor emoții. Nu știu ce să facă cu asta și cred că vârsta asta este cea mai vulnerabilă, cel puțin din perspectiva a ceea ce noi facem în domeniul și nostru. La liceu? La liceu ce este foarte mult despre zona asta de competență, de care sunt planurile mele pe termen lung. Asta este cea mai mare problemă, că întreb pe foarte mulți din clasa 12 acum ce vor să facă. M-am și îngrozit când am văzut știrile de la BAC din vară, când întreb ce vor să facă. Păi nu prea știu așa, care este... N-avem consilier vocațional care să-i ajute pe copii. Dar asta mi-ar plăcea să muncească. Mie mi-ar plăcea ca fiica mea să muncească încă din liceu, să aibă experiența asta muncii. Pur și simplu. Adică să facă internship-uri, practică în timpul verii. Exact, să facă practică, internship-uri, orice simte că i-ar plăcea să facă, pentru a vedea toată dinamica asta a societății, cum funcționează lucrurile, experiențele, da? Eșecuri, te doare, nu-ți place, unii te ceartă, unii reacționează într-un alt fel. Eu cred că mie mi-a plăcut foarte mult ceva ce a zis profesorul Miclea. Cred că l-am pomenit și data trecută când am fost la tine. Să-l pomenim de fiecare dată. Omul nu s-a dezvoltat niciodată în confort și în lux. În lux, a spus. Omul nu s-a dezvoltat niciodată în lux. Și asta e cel mai greu pentru un părinte.
să stea alături de copilul lui și să îl lase să sufere, să-l lase să-l doară pentru a putea să crească. Și asta propui undeva în zona asta a vârstei de liceu? Da. Da, cred că e o perioadă bună în care eu sunt aici suport. Eu m-am uitat asta foarte mult de la tatăl meu. Și așa, cred că a făcut echipă bună cu mama în povestea asta. Tatăl Ralucăi, o să aflați din carte, polițist. Da. A făcut echipă bună cu mama în povestea asta de a sta cu mine în suferință. În alegerile mele m-a susținut în absolut orice alegere și când i-am spus că tata nu mai vreau alegerea aia pe care am făcut-o, el a zis, acum apoi lui tata trebuie să stai acolo. Știu că nu vrei, dar trebuie să stai cu suferința asta. Și mi s-a părut, e foarte dificil pentru un părinte să facă asta. Foarte dificil să stai să-l vezi pe copilul tău că ia o alegere, să spunem așa, greșită sau nu cea potrivită pentru el și cu toate astea să-l susții. Și să fii acolo să-i spui, eu sunt aici, indiferent de ce ți se întâmplă și nu plec niciodată, dar cred că trebuie să-ți fie greu pentru a putea să crești. Inteligent. Raluca, tot despre relații am vorbit, să știți, pentru că și relațiile astea... De familie, relațiile sociale, tot relații se numesc și ar fi bine să fie funcționale, sănătoase, nu? Dacă cât de mult influențează relațiile pe care le avem, relațiile sociale, cât de mult sunt influențate de relația de cuplu? Cât de mult sunt influențate deci, relațiile noastre sociale pe care le avem în comunitate, cât de mult sunt influențate de sănătatea relației de cuplu? Este un fenomen foarte interesant în psihologie care ne arată că emoțiile se propagă. Adică dacă eu am o nu ne înțelegem în relația de cuplu, de exemplu, așa am avut o ceartă și a doua zi vin la serviciu, încărcată emoțional de discuția respectivă, reacția pe care eu o voi avea în relație cu tine nu va fi una, să spunem așa, corect, autentică în relație cu tine, ci va fi influențată de încărcătura mea emoțională. Și probabil că voi avea anumite reacții care s-ar putea să te rănească. Și interacțiunea ta cu mine te va încărca pe tine emoțional și tu vei propaga, de fapt, această reacție mai departe. Sunt studii care măsoară foarte drăguț chestia, mă asigur că nu putem ști exact, dar dacă eu am o zi proastă în relația mea de cuplu sau sufăr foarte tare în relația de cuplu și vin într-o interacțiune de serviciu cu tine, de la tine mai pleacă la încă două persoane supărarea mea, frustrarea mea. Deci cumva se propagă. Suferința. Nu cred că putem să nu fim influențați de dificultățile pe care le avem în relația de cuplu. Știi, chestia aia cu lași la ușă problemele de la job și lași înăuntru problemele de acasă. Nu știu ca cineva să poată face chiar atât de eficient acest sistem. Și nu știu dacă ar trebui. Dar neîmplinirile de la job influențează mai mult neîmplinirile de acasă sau invers? Eu cred că e o dinamică între astea două și cred că fiecare dintre noi avem o suferință mai degrabă într-o direcție decât în alta. Știi? Mai degrabă avem nevoie de vindecare în relația de cuplu sau mai degrabă avem nevoie de suport în zona asta profesională. E greu când le avem în ambele direcții, acolo e o povară destul de mare. Se poate întâmpla sigur și asta în același timp. Eu cred că e deja foarte multă informație iarăși valoroasă pe care ne-a adus-o Raluca, plus că v-am dat de citit cartea asta, dacă n-aș citit-o deja, Terapie 1-1 cu sinele tău, prima carte a invitatei mele, plus că v-am făcut și o invitație pe 15 octombrie la Ateneul Român, unde facem primul eveniment offline al podcastului Fain și Simplu, prima întâlnire a comunității acestui podcast, Fain și Simplu la Ateneu. Raluca Anton va fi acolo pe acea scenă cu Paul Olteanu și în celălalt panel doctorul Constantin Dulcan cu profesorul doctor Alexandru Vlad Ciurea. Pe 15 octombrie luați bilete pe
bilete.fainsisimplu.ro, dar vă las link în descriere. Deja Raluca știe cu ce se îmbracă la Ateneu. Sigur nu mi-au ceva cu umărul gol, că m-am stresat toată întâlnirea noastră. Și mă tot uitam să văd, nu fac băieții semn că-mi iese vreo chestie de pe undeva. Nu, Doamne ferește, ai arătat super, dar să știți că are deja ținuta pentru Ateneu. Da, m-am gândit. Pregătită. Sigur. Incredibil. Și încă e 21 septembrie ziua în care înregistrăm acest podcast. Mulțumesc. Dacă ar fi să rămână oamenii cu o notă de final sau cu un exercițiu legat de relații, care ar fi acela, doamna profesor? Mie îmi place un început de propoziție pe care îl folosesc cât de des pot în întâlnirile pe care le am cu oamenii. Și n-aș vrea să sugerez eu ceva cu ce să rămână cei care ne ascultă, ci mie mi-ar plăcea să își noteze pe o foaie ideea asta. Nu știu dacă n-am spus-o și data trecută, de fapt. Ceva cu ce rămân după întâlnirea asta este, și doar să își noteze o idee. Ceva cu ce rămân în urma întâlnirii astea este... Nu, și nu o să și fiecare, n-am spus-o. Ai spus cu totul și cu totul altceva. Nu, uite că aia, încă un exercițiu. Dar cred că asta e. Primul podcast cu Raluca Anton îl vedeți pe tot pe canalul Fain și Simplu, se apropie de 500.000 de vizualizări. Sper să aibă și cartea măcar același tiraj. Wow! Bine, îți mulțumesc mult de tot, Raluca, și sunt bucuros pentru tot ce realizezi, tot ceea ce spui, și abia aștept următoarea carte pe care, apropo, deja o are în minte. E incredibilă. E incredibilă. Mulțumesc, abia aștept să ne vedem. Și eu. E greu să găsești un invitat mai bun decât Raluca Anton pe subiectele astea, dar chiar mi-aș dori să comentați, să ne spuneți continuarea la ce v-a pus Raluca să exersați. Ceva ce iau cu mine după întâlnirea asta este? Este? Continuați voi în comentarii. Mulțumim! Ne auzim săptămâna viitoare la Fain și Simplu și ne vedem pe 15 octombrie la Fain și Simplu la Ateneu.